Mai ții minte când ți s-a părut că a venit vremea și Domnul ți-a mai dat ani de viață dintr-un accident, dintr-o nenorocire, dintr-un necaz? Dumnezeu te-a ridicat din nou în picioare. Dacă un om ți-ar fi făcut binele acesta, ți-ar fi cerut milioane de dolari. În această seară să nu-ți fie greu să spui doar cuvinte care scot din inima aceea de muritor, inima aia recunoscătoare, proslăvirea numelui lui Dumnezeu. Că nu te-a coborât în țărâna pământului și te-a lăsat să mai trăiești, să-i cânți și să-i mulțumești. Să te căsătorești și să ai experiența de familie și să-ți aduci aminte că Domnul ți-a făcut bine. În cartea aceasta scrie, când vei intra în țara cea bună, să nu uiți pe Domnul. Să-ți aduci aminte când vei mânca din struguri și din smochinii pe care nu i-ai sădit. Să-ți aduci aminte că mâna bună a Domnului te-a adus aici. Dacă ai părul cărunt sau dacă ești tânăr, să nu uiți de Domnul care ți-a făcut bine. O jumătate de oră să stăm în picioare va fi nimic. Și să vorbim doar de măreția lui Dumnezeu va fi nimic. Domnul ne-a făcut bine. Trăiască Domnul! Vrem să fie Domnul bucuros de noi pentru că suntem recunoscători. Nu știm care dintre noi la noapte, în toiul nopții, vom fi înconțiți de boală sau de necaz. Nu știm la cine va veni strocul sau heart attack-ul, nu știm. Dar știm că mâinile străpunse sunt peste noi și peste casele noastre. Lăudat să fie Domnul! Dacă n-ar fi El de partea noastră, unde am găsi ajutor în ziua aceea grea? Când vine boala și ne pune la colț, când nu mai există soluții, binecuvântat să fie Domnul, pentru că mila sa ne urmărește.